Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni, cafeaua de dimineață, mesagerul de neamț. Începem emisiunea sub presiunea indicațiilor de la regie. Aveți ziarul? Am ziarul, îl arăt. Numărul 548 al mesagerului de neamț, 16 pagini, merită citit. Nu vă spun mai multe acum că stăm sub imperiul unei emisiuni în care aștept foarte multe lucruri să le aflu și eu despre ce se întâmplă în primăria Piatra Neamț și în acest oraș, binecuvântat de Dumnezeu și de natură. Așteptăm să fie binecuvântat și de către administrațiile locale și județene. Ca de obicei, joia, invitat în emisiune doctorul Liviu Harbuz în calitate de director de cabinet al primarului Andrei Carabelea. Ați văzut că n-am spus șef. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult. Știți că am avut la un moment dat cererea să nu mi se mai spună doctor, pentru că sunt aici în calitate de om din administrație, nu de doctor, să nu creadă cineva că administrația are nevoie de doctor din când în când. Nu, dar din când în când câte o eutanasie nu strică nimeni. Nu mai fi, știți. Mulțumesc mult pentru invitație. Mulțumesc că ați venit. Haideți să discutăm, că zic eu avem ce discuta, dar înainte de a intra și discuta despre Piatra Neamț, vreau să vă arăt un model de bune practici în administrație. Deci, mai există așa ceva? Da. Dădeam în data de 14 august o știre. N-am intrat pe... Da, să văd dacă mai pot intra cu domnul regizor de emisie pe SwitcherCast. Dacă putem, domnul, îmi spuneți și mie. Deci dădeam o știre cu șoferi amenințați și blocați de către romi în Vânător. Deci, în Vânător Neamț se creează ambuteiaj acolo, că nu este decât un singur drum pe care îl cunosc turiștii. Și aia localnicii care mai știu mai au pe câteva drumuri lăturalnice. Și prin asemenea drum lăturalnic, niște întreprinzători locali au făcut rost de niște bâte și niște rânci, de niște sârme și le-au întins pe drum și cine trecea pe acolo trebuia să plătească niște bănuți ca să ia sârmele sau să se întoarcă. Pentru că era o chestie de întreprindere locală mică, individuală, care eu credeam că este faultată de către autorități. Acum, zilele astea mi-a trimis cineva, îmi pare rău că nu pot eu să arăt aici și nici nu vreau să arăt chiar totul acum, dar s-a creat o discuție după ce acest material a apărut, s-a creat o discuție ca de obicei pe Facebook, pe grupuri. O dezbatere cinstită. O dezbatere cinstită. Și acolo a intervenit un domn pe care îl cheamă, cred că n-aș vrea să greșesc, Trofin Gheorghe, care a zis așa: cine dorește să circule pe un astfel de drum, își asumă și astfel de episoade. Bine, scris își minioară și asumă și astfel de episoade. După care lumea începe și îl taxează. Cine este acest Trofin Gheorghe? Aveți trei încercări. Chiar nu știu. Consilierul personal al primarului de Vânător Neamț. Poate întâmpla. Deci, consilierul personal al primarului... Eu am aici două observații. Odată, această întreprindere despre care vorbeați, nu înțeleg cu ce mai era față de întreprindere de stat care are astfel de inițiativă, dar sub altă formă. Nu deci ia taxă de drum, taxă de pot. Doi, întotdeauna ți-e un consilier, dacă ești primar, care are anumite experiențe și mai ales o experiență de viață, pentru că se confruntă cu realitățile. Deci până aici totul este politically correct. Adică bun. Și domnul consilier, și după aceea domnul consilier spune, bă, dacă mergi pe drumul ăla, îți asumi. Absolut. Adică, domnule, adică îți asumi niște riscuri. Îți asumi niște riscuri.
Într-o comună turistică. Asta este o analiză sociologică pe care ați făcut-o dumneavoastră, aș putea spune, reprezentativă pentru societatea românească. Eu aș putea spune așa, doamna primar, mă scuzați că îmi permit să intervin în această dispută intelectuală de pe Facebook, de acolo, dar cred, părerea mea, că ar trebui să-l chemați pe domnul consilier și să-i spune să liniuță și scrie demisia. Că altfel vă faceți de râs dumneavoastră. Sunteți foarte pretențios. Urmăriți și alte dezbateri, urmăriți și gramatică. Dar nu e vorba de gramatică aici. Altor personaj, adică aici, deja aici mergeți vorba la fine-tuning și nu e cazul aici. Dar nu, dar nu e vorba de asta. Consilierul primarului de acolo spune că, dom'le, e normal că ăia să-ți ia niște bănuți sau să te amenințe în comună, că ăsta sunt turistul. Domnul consilier probabil lucrează și cu poliția de acolo locală. Deci, asta era un model de bune practici. Astfel de oameni au responsabilități și acum lăsând urma la o parte, administrative și desigur legale, care iau decizii care duc la tot felul de nenorocire, adică nu știu, eu în continuare sunt în stare de șoc față de lucrurile care s-au întâmplat în Neamț în ultimul an de când, să spunem, eu am fost mai prezent. Vorbim de incendiu la spital, vorbim de poduri care cad, tragedii. Cineva îmi face, mă atrage atenția, nu este consilierul primarului de vânător, îmi cer scuze. Ce scuze? Deci, este consilierul domnului primar Harpa. Aoleu! Deci, domnul primar, vă rog frumos, luați măsuri. Nu mă așteptam, nu mă așteptam nici o să aibă un consilier care să spună că așa. De fapt, asta sunt realitățile, în fine, acum eu fac... Scuze, doamna primar, îi cere domnul Harpa demisia. Nu fac eu analiză pentru că nu cunosc personajele, pentru mine sunt personaje fictive, sunt dintr-o poveste pe care dumneavoastră ați prezentat-o. Deci, cel mai frumos comentariu. Adică noi, plătitorii de taxe și impozite, trebuie să avem restricții pe anumite străzi unde trebuie să plătim încă o taxă de protecție să putem circula. De fapt, asta este toată... Da, eu făceam paralela cu ce se întâmplă de multe ori în sistemul de stat. Deci, doar forma e diferită, fondul e același. Atunci să spunem că asta este o întreprindere socială protejată. Da, este, poate fi o întreprindere socială, întreprinderea socială nu trebuie să fie protejată. Da, ea este protejată pentru că vorbim de o minoritate. Este o întreprindere din economia socială, nu e întreprindere socială. Bun, haideți să trecem la ale noastre. Vă miră ce s-a întâmplat în județul Neamț? Da, nu știu, e ca un blestem, adică Neamțul mereu se evidențiază prin tot felul de fapte de vitejie, unele de-a dreptul dramatice, și totuși lucrurile nu se schimbă. Adică dați-mi un exemplu. Am senzații. Păi vă dau un exemplu. Vorbeam de pod. Accidente la pod cu victime acum. Nu mai vorbim. La intersecția de la Gâdinț, unde Gâdinț, tot am fost amenințați că ne vom semaforiza. Adică măcar să știm de ce murim. Absolut. Eu mă gândeam să rug pe domnul primar Carabela să doneze două semafoare celor de la... Bine, acum, ca să fim cinstiți cu folclorul local, iar am sigur din cele, din cele care sunt multe... Da. Deci azi dimineață îmi spunea cineva care a venit la redacție. Așa, domnule, spuneți-mi și mie, că eu nu... ce cu atâtea semafoare, domne? Haideți să vă explic că poate... Dar nu, eu știu. Eu știu ce s-a luat în plus ca să pune și la Gâdinț. Exact. Vedeți, după logica asta stăm bine. Cred că e o abordare pe care ar trebui să o disipăm așa în societate. Domnul Bălănescu, aceste semafoare, marea majoritate dintre ele, deci mă refer la cele noi, sunt conform proiectului și acestor cerințe ale coridoarelor de mobilitate urbană. De ce? Dacă, dragi concetățeni, mergeți în Olanda, dacă mergeți în Belgia, dacă mergeți în Germania, o să vedeți că sunt intersecții în care sunt 9 semafoare. De ce?
Pentru că mai nou trebuie să avem semafor pentru bicicletă, obligatoriu, chiar dacă e gata sau nu e gata pista de bicicletă, dar el trebuie introdus. Trebuie să avem semafoarele clasice pentru mașini, trebuie să avem semafoare pentru, de exemplu, cum e la calea ferată, intersecția de la podul Căprioara. Adică toate aceste semafoare sunt prevăzute în proiectul, nimeni nu poate să pună un semafor în plus sau în minus. Adică e noaptea vinții. Câteva vor dispărea alea vechi, bănuiesc. Așa. Și categoria celor vechi care vor dispărea, dar până ce vor fi puse în funcțiune cele noi, cele vechi, normal, că vor coexista cu cele pe care le vom implementa ulterior. N-a pus nimeni un semafor în plus. Cine e nebun să pună un semafor în plus și de ce? Mai avem un exces de semaforizare, pentru că, așa cum știm, coridoarele de mobilitate urbană, cele trei coridoare, dacă le vom duce la sfârșit, și eu îmi doresc, și pentru mine este un obiectiv, într-adevăr, să ducem la sfârșit aceste proiecte, și dacă se poate chiar înainte de termen, pasul 2 va fi, dacă noi reușim asta, pasul 2 va fi finanțarea pentru extinderea acestei zone, care înseamnă străzile adiacente, care înseamnă celelalte bulevarde. Adică se va extinde în tot orașul acest sistem de smart city, de oraș inteligent, în zona de trafic. Deci vom ajunge în Dărmănești, vom ajunge în capetele cartierelor din Piatra Neamț. Dar pentru asta trebuie să facem niște pași. În momentul de față, eu zic că suntem aproape în grafic cu lucrările și cu rezolvarea problemelor care au tot grevat începerea lucrărilor. Problemelor moștenite. Foarte multe probleme moștenite, dar efectiv, știți cum e, nu mai vreau să vorbesc despre problemele moștenite, pentru că eu personal, acum vorbesc în numele meu, nu în numele primăriei, am obosit. Pentru că, dom'le, au avut valoare cei care au fost înainte. Deci au creat atâtea probleme, încât stau și mă gândesc dacă mandatul primarului Carabela se va termina cu finalizarea acestor, cum ne spun eu, petarde, bombe lăsate, mine, de fapt că sunt niște mine, vestigii care au rămas din al doilea război. Care au fost acoperite printr-o complicitate generală. Și am să vă spun, o să vă dau câteva exemple, și aici este poate și subiectul unor, să spunem, disfuncționalități și probleme de comunicare între primar, viceprimar, pentru că acum vedem că unul dintre viceprimari nu este mulțumit de colaborarea cu primarul, deși primarul este un om de echipă și își dorește să facă echipă. Este un subiect pe care vă spun sincer, eu am refuzat să-l ating. Nu. Eu vreau să vă spun de probleme, că aici nu vorbim despre această situație. Dar sunt foarte multe din atributele pe care le-a avut viceprimarul în portofoliu. Și aici vorbim de locativ, aici vorbim de parking, aici vorbim de DAS. Aceste societăți comerciale și director DAS-ul, care este direcția generală în cadrul administrației publice, în cadrul primăriei, datează de acum 10 ani. Deci am vorbit despre niște contracte care, din păcate, au explodat în momentul în care ele au ajuns la maturitate. Contractele au fost la termen reziliate și aici mă refer la parking. În momentul ăla, primăria s-a trezit cu o problemă majoră cu parcările în brațe, pentru că era singura soluție de a continua să administrezi parcările. Dacă primăria nu le-ar fi luat, nu s-ar fi întâmplat nimic, în sensul în care nu mai aveam parcări în Piatra Neamț, era un real haos. Că a fost un haos de transfer, un haos în perioada de tranziție. Nu există sistem care într-o perioadă de tranziție și de simulare să nu aibă probleme. N-a funcționat perfect. Toată lumea, domnule, că l-ați luat de la parking, l-ați adus la primărie, l-ați dat chiar la parking de la început, s-a dorit prelungirea contractului cu parking. Dar, din păcate, nu s-a reușit acest lucru, pentru că, din vina administrației, din vina celor din primărie, aș putea spune, unora din primărie,
nu a fost citit atent și monitorizat contractul existent cu parkingul, contractul existent cu locativul și ne-am trezit în ultimul moment că primăria este obligată să ia aceste servicii. Aceste servicii care au grevat major activitatea curentă a primăriei, mai ales la direcția patrimoniu, pentru că totul s-a dus la direcția patrimoniu. Este foarte clar că a fost o perioadă aproape imposibilă în care, într-adevăr, s-a instalat în anumite birouri haosul în primărie, dar care a fost depășită, s-au găsit soluții și, de fapt, până la urmă despre asta vorbim. Adică e simplu să te plângi toată ziua că n-am, că am moștenit greaua moștenire, că n-am colaborat, că nu m-a băgat în seamă. No, eu cred că asumarea și decizia sunt foarte importante. Iar cine chiar vrea să facă administrație, face administrație fără să se alinte, că știi, a bătut vântul de la nord și mi-a înghețat fața și n-am reușit să zâmbesc așa cum trebuia. Bun, acum cum să vă spun eu, asta cu alintatul e o chestie. Că te alinți că n-a bătut vântul, dar în momentul în care vântul ăla care bate de la nord te duce într-o direcție și spune, băi, acolo s-a greșit. Eu nu zic că s-a furat. S-a greșit, s-au făcut tot felul de chestii care grevează nu pe prezent, ci grevează și pentru viitorul orașului. Sunt lucruri care nu mai pot fi reparate. Pentru că ele s-au prescris. E foarte simplu. Și în acest sens, eu am aici în față lista cu locuințele care au fost repartizate ca locuințe de serviciu. Știți cât la sută din aceste locuințe sunt repartizate ilegal? 90%. 88%. Vedeți? Da. Am scris. Și spun asta de ce? O locuință de serviciu este un act adițional la contractul de muncă. Deci, ai contract de muncă la instituție, instituția deține spații locative, unități locative îți repartizează. Nu, nu. Deci primăria, conform legii, are voie să repartizeze locuințe de serviciu doar celor care sunt angajați fie în primărie, fie în cele trei mari direcții generale, taxe, impozite, poliția locală și DAS. Dar noi avem aici, din păcate... Pot să vă întreb la ce blocuri sunt? Da... Vă pot spune blocurile, deci... Știți de ce? Pentru că acele sunt deurile de pe Mihai Viteazu, sunt... bine, păi, sunt multe. De ce vă spun? De ce vă alea spun ulmilor, nu fărului... Nu întâmplător vă spun că mare parte din aceste locuințe erau, de fapt, locuințe sociale. Asta vreau să vă spun. Nu chiar toate. Nu, mare Dar parte, avem situația la deuri, așa cum bine ați sesizat, avem situația în care ele au fost făcute pe fonduri guvernamentale, a fost așa un fel de mix, au fost făcute pe fonduri guvernamentale ca și locuințe sociale. Dar între timp au fost transformate în locuințe de serviciu. Prin hotărâre de Consiliul Local. Absolut. Dar legea interzice acest lucru. Absolut. Nu. Păi, s-a scos o hotărâre de Consiliul Local împotriva legii. Asta deci spun. Legea a precizat foarte clar. Nu pot fi... Și să vă spun mai grav de atât. După aceste locuințe au fost vândute. Am scris. Păi, acum dacă ați scris, eu pot să plec din emisiune. Nu. E ceva ce n-ați scris? Nu, dar asta chiar am scris. Nu, dar e ceva ce n-ați scris. Sunt. Adică... Aștept să scriu despre adunări populare. Am înțeles. Da. Să ne reîntoarcem. Da, să ne reîntoarcem la problemele noastre. Să ne geolocatizăm la Piatra Neamț. Deci ce pot să vă spun este că legea este încălcată flagrant. Și ieri am întrebat, ok, ce am făcut până acum? Adică, vorbim despre spațiu locativ, vorbim despre locativ care, știți, bine că și-a încheiat activitatea, a predat la primărie. În curând o să o ia înapoi, pentru că altă soluție nu există, decât tot pentru o societate comercială. Pentru că, să vă spun ceva, știți, Curtea de Conturi vine și ne spune aia nu-i bine, aia nu-i bine. Recomandare. Aceste activități privind fondul locativ trebuie toate concentrate într-o singură societate comercială sau într-o direcție generală în cadrul primăriei. Deci dacă sistemul ăla n-a funcționat, asta e, îl reformulăm,
îl reformăm și mergem mai departe cu același sistem. Același lucru s-a întâmplat cu parking, cu același lucru s-a întâmplat. Haideți să ne întoarcem un pic la apartamente. Dar stați când ați scris și asta. Bine, okay, nu, vă rog. Nu, că acum scriu eu, spuneți. Vă rog. Vă rog, eu vroiam să facem o listă a ilegalităților cu aceste apartamente. Nu numai cum să vă spun, s-a creat un haos și se creează inechități. Pentru că, de exemplu, la audiență, la primar, a venit o doamnă doctor, care s-a transferat de la Iași, care lucrează la Smurt, deci un medic de urgență, care avem nevoie. Și care este în situația în care trebuie să plece din casă pentru că în sfârșit se aplică legea. Dar dânsa a primit pe sistemul vechi. Nu se poate găsi o soluție pentru această doamnă doctor. Adică, de ce n-am cunoscut-o decât, adică nu se poate bănui că ar avea vreo pilă. Pentru că întotdeauna cei care sunt foarte valoroși și n-au pile. Vă dau și un exemplu imediat. Bun. Nu găsim o soluție pentru doamna doctor legală. Și te apucă așa un soi de neputință când vezi că peste 70% din locuințe au fost vândute ilegal. Faptele s-au prescris, nu mai ai ce face și în momentul de față ești legat de mâini și de picioare apropo de anumite situații, așa cum este cea pe care v-am prezentat-o. Avem locuințele pentru specialiști, avem locuințele sociale, deci avem mai multe tipuri de locuințe, dar mereu s-a baleat atunci când persoanele care au primit locuința au fost încadrate într-un sistem sau altul. Vă las să spuneți când văd că ați căzut pe gânduri. Nu, mă gândeam lista aceea dacă, pe care o aveți. Sunt conform GDPR-ului, nu pot să vă dau. Eu știu că nu puteți să dau. Dar ce-ar fi dacă am publicat-o? Ce să fie? Cred că ar fi bine. Adică atâta timp cât legislația... Să vedem cine a beneficiat de locuințe de serviciu, locuințe sociale, le-a cumpărat, a dat banii primăriei, care primărie nu putea să-i încaseze în mod normal, pentru că nu era proprietara acestor blocuri, și banii aia cu aia ce s-a întâmplat. Eu sunt foarte curios. Domnul Bălănescu, atâta timp cât legea ne permite, pentru că tocmai ce e în desfășurare, să zic așa, o anchetă apropo de cine a scos în afara primăriei... Secretul lui Polichinele. Da, e un fel de secretul lui Polichinel, dar am să vă spun că până la urmă există o responsabilitate legală și nu ne jucăm, pentru că din glume de astea dăm, luăm... E vorba de raportul Curții de Conturi, care nu este public până la momentul la care nu există o hotărâre definitivă și, desigur, se parcurge și perioada de contestație de 2 săptămâni. Același lucru se întâmplă și aici, pentru că din câte persoane sunt aici, 300, se găsește una să dea judecată primăria, că a pus la dispoziția presei documente și... Dar faptele sunt prescris. Faptele sunt prescris. Unele dintre ele. Pentru că o să aflați că au fost și în 2020 prelungite. Știu. Și prelungite până în 2025. Adică și în 2021 până în 2026. Adică lucrurile s-au întâmplat, nu știu, așa, într-o succesiune... Într-o tranziție foarte lină, în care nimeni să nu observe nimic. Tacită. Înțelegeri tacite. Înțeleg, nu știu între cine și cine, nu știu cum, dar orașul ăsta are un mare defect. Este un oraș mic, ne cunoaștem toți între noi, suntem toți cu metri cu toți și în momentul în care îl plesnești pe unul, de fapt îți dai seama că ți-ai plesnit cu metri, nepoții, vecinul, nici nu, cum ai luat o măsură, cum e coada la ușă. Bun. Asta e sistem. Eu totuși nu pot să cred că s-a întâmplat așa ceva și nimeni nu răspunde. Ați spus de doamna doctor. Eu vă dau un alt caz. Tot la Deuri a venit o doamnă la mine aici care are un apartament tot din acesta social pe care l-a reparat în mare măsură ea pentru că era devastat și așa. Păi despre asta vorbim. Și are un copil. Despre doamna doctor. Nu. O altă doamnă. Eu cred că e același caz. Nu e același caz. O altă doamnă cu copil cu handicap. Deci cu un copil cu handicap. Dizabilități, cum zic. Așa. Și care acum trebuie să părăsească și ea locuința. Pentru că
cineva a constatat acum, după atâția ani, după că, ce domne, au băgat vezi o groază de bani în... Exact. În, vezi, domne, că nu îndeplinește condițiile. Păi ea îndeplinește condițiile pentru apartament social. Nu îndeplinea condițiile pentru apartament de serviciu. Dar pentru apartament social, cum e acum la primărie, le îndeplinește, da, cu vârf și îndesat. Dacă aceste persoane, din păcate, având locuințe, nu s-au putut înscrie pe lista pentru apartamente sociale. Unde e o listă? Dar asta lungă. E apartament social acum. Unde este acum, este apartament social. Păi mi-a spus că e în apartament. Da, da, l-a primit ca apartament de serviciu acum câțiva ani. Și acum, da, e o situație absolut, da, absolut stupidă. Pentru că știu că socialul s-a transformat în serviciu, după aia au fost vândute. Da, da, ea da. N-a putut să o cumpere și a rămas. E, de fapt, în acest context sunt toate problemele. Pentru că statutul de apartament de serviciu, cu locuință de serviciu, cu locuință socială, cu locuință pentru specialiști. S-a creat un haos întreg și acum decontăm foarte multe dintre faptele care de fapt sunt prescrise, dar care se reactivează și dacă nu sunt rezolvate, ele devin fapte prezente. Neprescris. Deci, dacă nu se vor lua și asta încearcă primăria și în mod special a cerut primarul, o situație foarte clară a locuințelor, tocmai pentru a stabili foarte clar care e caracterul, statutul fiecărei locuințe, fiecărui spațiu locativ și cum poate fi el repartizat. Pentru că aud așa declarații din astea super populiste, de mâine vom da tinerilor locuințe, de mâine blocul din strada Clement este un bloc pentru specialiști. Păi el a fost bloc pentru specialiști dintotdeauna. Nu e nicio noutate, adică azi fiind serioși. Da, da, dă bine. Dar nu, păi dă bine, dar eu aș vrea să văd persoana respectivă că vine și spune, dom'le, avem o groază de probleme, hai să le rezolvăm pe asta. Pentru că problemele se rezolvă atunci când te implici și răspunzi pentru ceea ce faci. Nu așa cu declarații populiste. Bun. Adică vreau să văd și eu că locativul va fi organizat și va răspunde cerințelor reale ale oamenilor, a cetățenilor din Piatra Neamț. În mod special pentru specialiști, în mod special, și aici mă refer, într-adevăr, prioritari sunt cei din sănătate, cei din învățământ. Aș vrea să văd și eu că locuințele de serviciu sunt repartizate doar pentru cei din primărie, doar pentru cei care lucrează în direcțiile din primărie, conform legii. Pentru că așa spune legea. Când s-o schimba legea, modificăm și noi modul de repartizare. Se spune clar, contractul pe locuință este anexă la contractul de muncă. Și ai plecat de acolo, de la ai locul plecat, de... a doua zi ai pierdut locuința. Deci, la noi nu, nu este te-a pus să-l cumperi. La noi nu este așa și atunci când se puteau rezolva toate problemele cu locuințele sociale, ele au fost transformate și vândute. Și avem o problemă și cu locuințele sociale. Ăla a fost un singur caz, să știți. Pentru că, apropo de locuințe sociale transformate în locuințe de serviciu, acolo a fost așa la limită, pentru că au fost fonduri guvernamentale și s-a considerat că pot fi transformate prin reinterpretarea legii și prin emiterea unui HCL. Deci, eu am primit un răspuns de la Ministerul Dezvoltării la vremea aceea. 2020, când am scris despre subiectul respectiv, în care a spus clar, legislația nu permite. Este o ilegalitate, scrie clar. Adresa este și la primărie venită. A, în acest sens, asta vă spuneam, trebuie făcută ordine în această zonă a spațiilor locative, a locuințelor, pentru că în momentul de față, simpla aplicare a legii nedreptățește pe unii, iar pe unii îi protejează, pentru că asta e, faptele s-au prescris. Avem aceste două categorii de cetățeni care, după părerea mea, aceste categorii ne vor pune mari probleme în, hai să spunem, rezolvarea sistemului de spațiu locativ.
Ce se mai întâmplă cu aneleurile? Că și aici a fost o întreagă tevatură. Cu aneleurile a fost povestea aia, că primăria îi obligă pe locuitorii din apartamentele ANL să cumpere apartamentele, nici vorbă. Că nu poți să obligi pe cineva. În momentul în care cineva solicită, primăria trebuie să-și arate disponibilitatea, într-adevăr, de a vinde apartamentele ANL pentru cine dorește să le cumpere. Dar știți cum e, nu s-a încurajat vânzarea apartamentelor ANL, dar am încurajat cumpărarea locuințelor de serviciu, care e total ilegal. Eu aș vrea să văd și o listă cu apartamentele ANL. Nu am aici, există și o listă cu apartamentele. Că și aia e frumoasă. Că avem și suntem într-un oraș mic, plin de cumetrii și o să vă speriați câtă cumetrie există, mai ales în zona locuințelor. Adică cine, cum a beneficiat, în ce perioade, cui au subînchiriat, dacă au subînchiriat, cât s-au folosit apartamentul. Ilegal, nu poți subînchiria. Despre asta vorbim, pentru că în momentul în care dai cât declarație că n-ai nicio locuință, proprietate, răspuns, pentru că e sub semnătura ta și îți asumi în fața legii că nu e semnătură în fals, scrie foarte clar în contract că nu ai voie să subînchiriezi o locuință socială. Adică lucrurile sunt foarte clare, dar îmi pare foarte rău să o spun, toată lumea a închis ochii la aceste aspecte, pentru că, așa cum vă spuneam, au locuit și locuiesc personaje din toate zonele. Păi eu pot să vă citesc doar niște instituții și am închis subiectul. Adică, instituțiile le puteți citi, GDPR-ul nu vă interzice. Nu mi interzice, da. De exemplu, Distrigaz, Troleibuzul, Spitalul Județean Neamț, Salubritas, Publiserv, Inspectoratul Școlar, IPJ, MAI, DAS-urile sunt ok, Urban, Tribunal, Judecătorie, ANAF, Direcția Vamală, Direcția Agricolă, Prefectura, Consiliul Județean. Ce are Prefectura cu... Stați că vă spun eu ceva despre ce are cu Prefectura. Fotbal Club Ceahlău, care nu mai există. Vă spunem ceva? Fotbal Club Ceahlău? Pot să vă dau exemplu... Știu, ați scris. Nu, pot să vă dau exemplu unui apartament ANL închiriat la Fotbal Club Ceahlău? Nu știu. Pot să vi-l dau, dar nu vi-l dau, că e pe chestie de GDPR, știți. Am înțeles. Deci, despre asta vorbim. Eu nu spun, poate că la momentul ăla, și cu siguranță, oamenii au avut nevoie, deși am identificat personaje care nu par a fi avut nevoie de astfel de locuințe. Poate la vremea aia aveau, acum sau persoane, s-au chivernisit. Pentru că am și situația, apropo, de astăzi, de statutul lor. Și am persoane foarte multe care, în dreptul cărora scrie, deține locuința proprietate. Și încă este și în apartamentul ăla. Asta este situația. Asta este o situație moștenită. Asta nu mai e prescrisă. Nu, păi... Asta nu mai e prescrisă. Păi despre asta vorbim. Înțelegeți? Asta nu e prescrisă. Și atunci când vorbim frumos, că dăm apartamente la tineri, că dăm apartamente la specialiști, uităm să vorbim despre fond. Uităm să vorbim despre o instituție și un domeniu de activitate care comportă multe elemente, chiar unele cu iz penal. Și decât să stăm să vânăm în detrimentul șefului problemele care au iz penal, mai bine le-am rezolvat dacă sunt în atribuție. Dacă am responsabilitate. Dacă ești responsabil, dacă nu ești responsabil, stai și vânezi toată ziua fantome și chimere. Bine, important este să ai și echipamentul de vânătoare. Eu mi l-am procurat just in case. Da? Da. Să-mi spuneți și mie cum se face. Bun, haideți să depășim partea cu locuințele. Aștept și eu să văd așa cu respectarea GDPR-ului în momentul cu respectarea GDPR-ului în momentul în care primăria ne va trimite un comunicat care să spună din locuințele astea 28 sunt ocupate de persoane care au locuințe particulare. Nu spunem care sunt persoane. 60 sunt așa și 30 sunt așa. Asta este o statistică care, da, într-adevăr, poate fi făcută publică. De ce? Ca să știe oamenii de ce nu sunt locuințe sociale în Piatra Neamț. Nu, din cauza asta nu sunt. Domnul Bălănescu, lucrurile sunt prezentate fals. Am să vă spun ceva.
De 10 ani de zile, eu citesc mereu raportul Curții de Conturi. Anul ăsta pot să spun că am trăit pe viu prezența Curții de Conturi și, desigur, citirea raportului. În fiecare raport, se încheie cu nu avem o evidență clară a patrimoniului orașului Piatra Neamț. Și acum nu vă supărați pe mine. Păi, dacă nici acum, după un an de zile, noi nu reușim să avem o evidență clară a patrimoniului, păi să nu se supere viceprimarul căruia i s-a luat atributul pentru patrimoniu, pentru că asta este lucru esențial și prioritatea numărul unu. Să inventariez patrimoniul unui oraș. De aici pleci. Eu vă întreb, dacă vine un investitor și spune, domnule, vreau și eu, nu știu, un teren, nu știu unde. Păi stai că n-am cadastru, stai că n-am făcut GIS-ul, stai că n-am făcut aia. Nu așa funcționează. La patrimoniu n-au ce căuta parcările, la patrimoniu n-au ce căuta locuințele, la patrimoniu... Bine, teoretic, au ce căuta pentru că le înregistrezi, în fine. Dar aici vorbim despre patrimoniul orașului și administrarea patrimoniului. Adică sunt niște lucruri foarte importante. Da. Subiectul ăsta, v-am spus, pe mine mă lasă absolut... cum se spune, perplex. Pentru că mi-aduc aminte de perioada în care se vorbea despre o echipă tânără, iar acum, dacă tu ieși și spui primarul a mințit, pasul următor este, dom'le, dacă ai spus asta, înseamnă că nu mai faci parte din echipa respectivă. Dacă nu mai faci parte din echipa respectivă, corect și cinstit este să-ți iei vorba versurilor, pălăria și bastonul și să te duci în altă parte, să lași locul cuiva în echipă. Pentru că nu e corect. Nu poți să găsești scuze pentru lipsa ta de eficiență, aruncând pe ceilalți, indiferent că sunt subaltern sau șef. De asta spun, adică nu mai ești acolo, nu mai ești acolo. Ți iei pălăria, bastonul, spui la revedere. Știți, biroul meu, aduceți un om, aduceți un alt viceprimar, un alt consilier și faceți-vă echipă. Eu voi fi în opoziție, în Consiliul Local, sau voi fi alături de voi, în Consiliul Local, dar pa și pusi. Adică mi se pare aberant acum să stai să te legi de... Nu, să te plângi, să te lamentezi. Bine, să te lamentezi, după aia e altă poveste. E o chestie de atitudine aici, nu e de altceva. Absolut. Deci este o chestie normală. Băi, ce atitudine ai tu? Și respectul se câștigă. Exact. Asta e tot. În rest, v-am spus, în general, dezamăgirile mă fac să nu vorbesc despre ele. Bun, eu ce ar trebui să zic? Pentru mine este cea mai mare... Nu știu, haide să discutăm un pic despre lucrări. Da. În oraș. Ieri am dat un filmuleț cu ce se întâmplă în zona aceea spre ieșirea din Bicaz, unde se schimbă țevile de gaz. Hai să spunem de ce se schimbă acum și cam cât durează. Da, chiar a fost o mare problemă când s-a început schimbarea țevilor de gaz. În prima zi eu am înnebunit pentru că pietrele din șanțurile alea ajunseseră pe tot carosabilul. Era vineri, lumea mergea la mall, bineînțeles, lumea înjura primăria, iar face primăria, dar nu era pe primăria. Pe cine să înjură? Pe bună dreptate, oamenii au dreptate. Dar lucrările nu aparțin primăriei, sunt ale Delgazului, vor mai continua. Înțeles că ajung până la Petrodava. Exact. Până la Petrodava vor merge cu țeava de gaz. Avem în același timp în Piatra Neamț și poate că ar fi bine ca toți să știe acele canalizări pentru cablu de fibră optică care le știți, care au traversat tot orașul pe la trecere de pietoni, șanțuri în care s-au împiedicat niște persoane pe bună dreptate, că n-au fost semnalizate. Adică pentru aceste lucrări care sunt făcute de terți, primăria nu poate face altceva decât să urmărească cu poliția locală, modul de semnalizare, pentru că cea mai importantă este semnalizarea. Desigur, vom suferi orice reformă și orice construcție vine cu niște sacrificii. Nu cumva exact în aceeași zonă va fi și lucrarea de schimbare a țevilor de apă? Nu are nicio legătură.
Ăștia adică, pe partea. Aia sunt pe parte, ăștia sunt pe partea. Ca să ne liniștim. Adică nu vom avea probleme de genul ăsta și vor fi finalizate lucrările de gaz, de conducta de pentru alimentare cu gaz, vor fi finalizate până vor începe lucrările, pentru că în curând vor începe lucrările, după cum bine știți, și pe zona de alimentare cu apă. Aici avem Ați semnat contract. Și Mihai Viteazu, avem și în partea cealaltă pe bulevardul DC Baltraian. Știți că pe DC Baltraian, din păcate, discuțiile, sau din fericire să zic, discuțiile cu APA Serv au fost încheiate. În sfârșit avem un aviz favorabil condiționat, dar condiționat în limitele bunului simț, în urma... Nici nu pot să le spun negocieri, pentru că asta le spuneam, noi ce negociem? Că toți avem același obiectiv, nu? Să facem lucrarea asta. Haideți să spunem discuții constructive. Discuții constructive, foarte multe dintre ele foarte tehnice. Chiar cultura mea generală, cultura tehnică s-a îmbunătățit în ultima perioadă. Nu m-aș fi gândit că la vârsta mea o să mai învăț atâtea lucruri despre țeavă, asfalt, despre ce înseamnă alimentare, ce înseamnă canalizare, despre fiuri de 300, de 500, de 800. Canal de scurgere, canal de colectare. Exact. Da. Vreau să vă spun că, într-adevăr, discuțiile s-au finalizat, avem un acord cu APA Servu. Eu, care am fost cel mai aprig critic al APA Servului astăzi, pot să mulțumesc pentru modul în care au înțeles până la urmă să finalizeze această, hai să spunem, colaborare, că nu vreau să-i spun că ar fi fost o confruntare. Ideea este că am pierdut ceva timp, adică suntem cu lucrările la 5% pe Traian Decebal. Am fi putut fi la 10%, știți bine, acolo s-a decopertat, deja s-au făcut bordurile, adică... Unde? Pe Traian Dimitrie Decebal. Pe Traian Decebal. Da. Așa. Traian Decebal. Nu, da. Vă referiți la centură. Mă refer Dimitrie, la ce Dimitrie Leonida. Pe Dimitrie Leonida, da. Pentru că... Da, Dimitrie Leonida. În mintea mea, obsesia mea e Dimitrie Leonida, că noi problemele și discuțiile am avut pe Dimitrie Leonida. Pe culoarul, da. Dimitrie Leonida. Da. Ei, s-au închis și probabil că pe Dimitrie Leonida vom avea relocarea rețelei, așa cum s-a propus, adică în afara ariei proiectului pe care va începe și podul de la piață. S-a făcut a doua expertiză, probabil că nu vor fi necesare, nu va fi necesară refacerea integrală a podului. Iar atunci când vorbim despre podul de la spital, știm bine, el va fi refăcut în proporție de 100%. Ăla trebuie schimbat tot. Bun, când vor începe va fi șantier în tot orașul. Când va începe lucrarea pe zona coridorul 1 și 2? Până la 1 septembrie. Toate încep până la 1 septembrie. Va fi interesant. Va fi, da, puțin deranj, dar eu închid ochii pentru că și eu am mașină. Mi-am și rupt mașina de curând în drumurile din Piatra Neamț. L-am înjurat pe primar direct în față, zic, măcar eu am șansa în viață să te jur în față. Da, da, bun, nu e vina primarului, primarul își dorește un oraș într-adevăr deci, nou. Deci ca să încercăm să conchidem. Vom observa o intensificare probabil a lucrărilor pe Dimitrie Leonida, deci de la intersecție până la pod deocamdată. Bănuiesc, nu știu dacă se merge și încolo. Și încep celelalte două șantiere. Și la pod. Iar pe zona, așa cum spuneam, 9 mai Dimitrie Leonida, vor începe lucrările în plin, urmând ca ulterior să găsim soluția pleura cu APA Serv pentru relocarea rețelei de apă. Cred că problema cea mai mare va fi cu podul de la spital de aici, pentru că va fi un blocaj, indiferent ce spunem. Va fi un blocaj. Am primit data exactă, în jur de 15 septembrie se va da ordinul de începere a lucrării. Deci în jur de 15 septembrie. Ei, măcar trece luna august și mai pleacă o parte din turiștii de la Piatra Neamț, care vin la Neamț. Din păcate, e o perioadă aglomerată, dar vedeți, vara nu poți să lucrezi pentru că ai turiști și pentru că ai trafic excesiv. Iarna nu poți să lucrezi că nu-ți permit condițiile meteo.
Și așa, știți, în toate contractele astea sunt 4 luni prevăzute de iarnă în care dacă nu-ți permit condițiile meteo, se n-ai nicio problemă, se prelungește. Dar să sperăm că nu vom avea o iarnă atât de grea, să sperăm că vom reuși într-un an și jumătate, 2 ani, să facem din orașul ăsta ceea ce a trebuit să fie. Am văzut în ultima perioadă foarte multe contracte semnate pe reabilitări, refaceri la școli. Am încercat să fac o adunare a sumelor. Sunt sume foarte, foarte, foarte mari. Da, avem... Și multe dintre ele sunt... Din păcate, aici apare o mare problemă. Deci sunt sume foarte mari, bine, exceptând grădinițele, creșinile pe care le facem noi nouțe și care vor fi spectaculoase. Nu... Dumneavoastră vi s-au părut sume mari. Vreau să vă spun că ele reprezintă cam 75% din necesar. Avem un deficit de 25%. Mai avem o problemă. Avem școli, licee, grădinițe care sunt în renovare totală și trebuie să mutăm copiii. Eu asta vreau să vă întreb. Aici e o problemă fără sfârșit. Trebuie să mutăm copiii în alte spații de învățământ. Sunt termene noi, care trebuie respectate. Absolut, absolut. Ne-am bazat pe empatia profesorilor, părinților, dar n-am găsit lucrul ăsta. Au refuzat, în primul rând, dau un exemplu, un liceu a refuzat și lista era, de fapt, semnată de profesori, nu de părinți, nu au vrut, nu se comportă ca și cum ar fi... Au refuzat ce? Au refuzat să se mute pentru o perioadă determinată cât se fac renovările. Sunt școli în care unica soluție este să muți clase după amiază pentru a aduce copiii din alte școli. Deci avem o mare problemă aici. Eu cred că ea trebuie rezolvată de către profesori și părinți, de către educatori și părinți. Nu cred că primăria trebuie să spună te duci la școala aia sau la școala aia. Pentru că, până la urmă, în cadrul autonomiei, un director de școală, un director de consiliu de administrație a unei școli are niște atribuții, niște obligații și ar trebui să-și găsească propria soluție. Eu cred că primăria ar trebui să acorde doar consultanță și sprijin în sensul ăsta, dar nu primăria să spună te duci la școala aia, pentru că în astfel de situații ne urăște toată lumea. Ne urăște aia pe care îi mutăm, ne urăște aia unde vin. Uitându-mă pe o harta orașului, se întâmplă să ai lucrări la școli din apropiate. Și atunci devine chiar o problemă calendarul lucrărilor, pentru că e greu să aduci pe cineva din Dărmănești în altă școală. Da, dar nu e imposibil. Nu este imposibil. Și eu am o întrebare. Care e soluția? Nu avem soluție. Pentru că eu am întrebat așa, dom'le, în momentul în care s-a stabilit... Asta cu nu avem soluții... Renovarea școlii. Trebuia de atunci să vă gândiți unde vă relocați. Pentru că ați fost foarte fericiți, ați aplaudat, v-ați dorit renovarea școlii integrală, iar acum vreți să se facă renovarea, dar nu putem găsi o soluție pentru mutarea copiilor. Și atunci ce facem? Spuneți-mi și mie, ce facem dacă avem refuz? Ce, oprim lucrările? Asta trage după sine, știți bine. Penalități, bani și tot tacâmul. Adică, nu știu... Bun. Eu am deschis această discuție. Ar fi nevoie de puțină empatie atât din partea profesorilor, cât și din partea copiilor, a părinților, și noi primăria trebuie să asigurăm în cele mai bune condiții transportul către școală, de exemplu, pentru că de aia ne propunem să facem transportul școlar. De ce am deschis discuția asta? Pentru că am constatat că nu se discută lucrurile astea în public deloc. Și dacă legăm lucrările care au loc în oraș, pe infrastructura rutieră, cu faptul că va trebui să relochez niște copii să ducă în altă parte, va deveni o problemă și asta cu transportul spre școală. Și așa este o problemă acum, că se duce fiecare părinte cu mașina până în curtea școlii. Suntem acum în plin proces de anchetă socială, să zicem, în care am solicitat tuturor copiilor, părinților și copiilor și directorilor de școli din Piatra Neamț situația vis-a-vis de modul în care ajung la școală, deci de transport. Pentru că aș vrea ca aceste date să genereze o rețea de transport școlar
calibrată pe realități, nu pe ce și închipuie primăria că ar funcționa sau vreo firmă de transport că ar funcționa. Nu. Acum așteptăm datele, până la începerea școlii vom avea datele de la părinți, de la profesori, de la școli, vis-a-vis de modul în care ajung copiii la școală, distanțe, alocări pe școli, mă refer aici la aria locuințelor. Adică ne trebuie foarte multe date pe care nu le avem. Da, nu știu dacă aveți informația sau nu. Școala din Văleni, din Speranța. Speranța. Va fi finalizată până la începutul anului școlar? Sau? Nu, se lucrează intens pentru momentul în care va fi recepția finală. Dar ea nu devine funcțională înainte de începerea anului școlar, deși este, dar v-am spus, procedurile de recepție încă ne întârzie. Da. Va fi o problemă care trebuie rezolvată aceasta cu școlile, pentru că e păcat. E păcat și eu știu de la oameni care lucrează în învățământ. Este una din cele mai importante aspecte și, credeți-mă, e o prioritate pentru primărie. Dovadă este, v-am spus, am trimis deja formularele de anchetă către părinți, deci ne dorim o rețea, aduceți-vă aminte că chiar eu când am candidat în campanie electorală, și numai eu, și domnul Carabela a avut în program, și domnul Marius Irimie a avut în program, toți am avut program, să nu zâmbiți așa, că... Dar nu sunt. Nu, vă rog frumos. Toți am avut în program rețeaua de transport școlar, pentru că este o necesitate care rezultă din realitatea imediată. Așa cum la Cluj s-a făcut transportul școlar, așa cum la Oradea s-a făcut transportul școlar, așa cum în București, bine, acolo e alt... Intervin alte aspecte și acolo avem multe școli private care își asigură transportul școlar. Dar siguranța copiilor, transportul copiilor, sunt elemente definitorii pentru o societate civilizată. Da, deci aici este o problemă și sper să găsim... Să se găsească soluții la nivelul administrației publice locale, a școlilor, pentru că și acolo este o problemă. Da, eu... Cam atât am avut de întrebat. Eu atât am avut de întrebat astăzi, ca să nu asta mai zâmbesc. Cum o să vă luați? Deci asta, să nu iau asta nu e o problemă. Dar mi-asum. Da. N-am o problemă. Dacă dumneavoastră vreți să mă mai întrebați ceva sau... Nu știu că ați scris tot și nu mai am ce să da, mă eu pot, dacă vreți. Eu pot sunt să... lucruri pe care nu le-am citit, așa că puteți să mă întrebați oricum. Dacă vreți să mă puneți la colț. Nu. Eu l-aștept într-o zi și pe domnul primar în emisiune. Da, cred că ar fi potrivit, mai ales că vă invităm așa, vă invităm în direct. Mâine va avea loc o conferință de presă a domnului primar. Mâine? Da. În care va avea câteva lucruri importante de comunicat. E cea de la Luțca, nu confundați, sau... vă rog frumos, cu cea de la Luțca. Deci vor fi două conferințe. Vor fi două conferințe. Vine, va fi una legată de situația podului de la Luțca, la ora, cred că, 17, este organizată foarte de potrivită. Cei trei demnitari, domnul Lazar, domnul Țapu și domnul Leoreanu. Iar la primărie, desigur, mult mai devreme, la ora 14, sper că nu greșesc, să mă ajute colegii de la comunicare, dar veți primi invitația, va fi conferința domnului primar referitoare la cum decurg lucrările pe coridoarele de mobilitate. Și nu numai. Și nu numai. Și nu numai. Pe mine mă interesează și nu numai. Și nu numai. Deci, da, bun, sunt multe elemente pe care eu doar le-am punctat aici, dar domnul primar va veni cu detalii și, desigur, cu alte subiecte de interes municipal. Deci vedeți că ați dat o știre până la urmă, la final. Da, m-am străduit, să știți, am și transpirat. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Stați ca să nu greșesc, deci la ora 12, nu la ora 14, va fi mâine conferința de presă. La ora 12. Da. E bine. E o oră interesantă. Ca să avem timp să ajungem și la Luțca. Da. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vreau să închei emisiunea cu o revenire la știrea cu care am început. Este bine că în județul Neamț suntem atenționați, că putem, că trebuie să circulăm numai pe drumurile
protejate de autorități. Pe restul circulăm pe barba noastră și pe banii noștri, pentru că acolo te poți trezi cu drumul blocat, cu o taxă de drum și, dacă nu ești cu minte, cu o rangă în mașină. Asta în cazul în care nu te-ai dat jos și ți-ai ranga în cap. E bine, cum spuneam eu în ultima perioadă... Nu la Târgu Neamț a fost un caz similar cu cercetătorii care întindeau... Ba da, dar au evoluat de la, hârtia soară, au evoluat... Au fost în filmele americane. Deci în aceeași zonă, din zona Vânători Neamț, de acolo sunt toți. E o gașcă acolo. E o cultură atunci pentru acest sport. Mi se pare corect. Dar gândiți-vă că până la urmă fac un lucru benefic. Strâng fierul vechi, îl folosesc într-o activitate productivă. Deci fierul vechi îl folosesc într-o activitate productivă. Și ce rămâne și într-o activitate solidară. Exact. Iar banii pe care îi câștigă, îi cheltuie acolo. Absolut. Deci creează venituri la bugetul local. Deci este până la urmă o chestie absolut benefică, dar care încă o dată mă face să vă spun, oameni buni, aveți grijă. Sunteți pe cont propriu.